Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu asta iubire de oameni, că dau una acum și pururea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și tot lăudaților apostoli, ale Sfintei Mironosițe, cea întocmai cu apostolii Maria Magdalena, ocrotitoare acestei sfinte mănăstiri, cu rugăciunile Sfântului Arhiioan Hristostom, Arhiepiscopul Constantinopolului, Patrii Sfântului și Dumnezeiasului Ioan Săvârșit, cu rugăciunile Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva de la Iași, a cărui pomenire o săvârșim astăzi, cu ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu, iubiți credincioși, că iată ne-a adunat pe fiecare mai de departe sau mai de aproape Sfânta Parascheva astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghia. Mergeți cu copilul puțin afară, pentru că doar câteva minute vreau să spun și eu ceva și e bine să ne putem concentra. Și pe urmă reveniți. Stați fără grijă, nu pleacă nimeni până nu stă de vorbă cu mine. Duminica trecută am stat până la 4 după amiaza, intrat în biserică de la 6 dimineață, așa că n-aveți frici. Nu vă îngrămădiți, că este pentru toată lumea. Deci să mă întorc. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu, zic, că suntem împreună la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ne-am rugat împreună, ne-am împărtășit. Salut și prezența Părintelui Profesor Gheorghe Pârvu din Parohia Sfinții Voievozi din Urlați, care, iată, la venerabila vârstă de 80 de ani, încă mai face pelerinaje și îmi povestea în Sfântul Altar, că este un des vizitator al nostru, că are buletinul valabil până în 2071. Așa că avem timp să ne mai întâlnim. A meu expiră în 2 ani de zile, așa că avem timp să ne vedem. Pe de-o parte, mulțumim Părintelui că ne-am împărtășit împreună, că ne-am rugat aici. Vă mulțumesc dumneavoastră că, iată, ați venit și din Prahova și din București și din celelalte capete ale țării, să ne rugăm împreună, așa cum spuneam și duminica trecută, pentru că Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie este cea mai puternică slujbă pe care o avem și, din păcate, de care fugim. Este cea mai puternică. Se deschid cerurile, pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele lui Hristos. Iar Sfânta Împărtășanie este medicament, nu premiu. Curăță, vindecă toate rănile noastre sufletești și trupești. De aceea vă felicit pentru că ați ales dimineața să veniți la Sfânta Liturghie. Cum de altfel, felicit din toată inima persoanele care poartă costum popular în anul centenar. Așa cum v-am făcut rugămintea pe 1 ianuarie, ca în felul acesta, măcar, să ne arătăm prețuirea față de eroii noștri, față de pământul țării care mustește de sânge. Dar nouă ne este rușine
să purtăm ia. Noi purtăm H&M, Zara și altele. De ce? Pentru că se uită vecinul dacă am haine de firmă la biserică. Că asta înseamnă că sunt de condiție bună. Cum spuneam la o emisiune, în ziua de astăzi nu mai contează dacă o fată se roagă fierbinte. Contează cât de fierbinte arată ea. Știți? Ei, vă rog din suflet, cât a mai rămas până se termină anul centenar, să aveți acest obicei, măcar duminica la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, să vă mărturisiți, să vă mărturisiți mândria și demnitatea de român. Nu mai stați în poziția ghiocerului, că românii sunt așa, că românii sunt nu știu cum. Vă dădeam exemple și duminica trecută și de acoperământul Maicii Domnului de mari români. Ana Aslan cu Gerovitalu, Paulescu cu insulina și alți mari români pe care nu-i mai cinstim, nu-i mai prețuim și de care ne rușinăm. Așa să înțelegem că nu este o rușine să porți ia, este o mare mândrie, este o mare onoare. Mă gândeam văzându-vă și mustăcind așa care aveți ie, că zic, dacă ar fi după mine și aș găsi veșminte preoțești așa ca ia, tot timpul le-aș purta. Sau dacă aș avea o reverendă ca ia, tot timpul aș purta-o. De ce? Pentru că în spate nu e doar tradiție, nu e doar simbolistică, nu sunt doar lacrimile bunicii, ci e mai mult de atât. E suflet, e rugăciune, e taină. Să vă gândiți un pic la trebușoara asta. Închid paranteza și mă întorc la gândul de astăzi și anume, iată că din mila lui Dumnezeu, Sfinții Părinți au rânduit ca în această duminică să se citească acest text evanghelic cu pilda semănătorului. Și Hristos a și tălcuit pilda, ce înseamnă sămânța, ce înseamnă fiecare pământ în parte. Nu spre asta vreau să mă opresc, ci aș vrea să mă opresc la gândul ce fel de pământ sunt eu, în care Hristos aruncă sămânța poruncii iubirii. Pentru că mă gândeam că în viață trecem prin toate felurile de sol. Suntem și pământ arid, suntem și secetoși, și plini de roci, de pietre, și pământ fertil. Dar de cele mai multe ori, din păcate, suntem pământ plin cu pietre. Și este trist pentru că vă spuneam și duminica trecută, când vorbeam despre moarte, că așa cum seara ar trebui să mă întreb, oare Doamne, astăzi am fost un om mort sau am fost un om viu sufletesc? Și vă explicam ce înseamnă mort sufletesc, ce înseamnă viu sufletesc. Și dimineața când mă trezesc să mă întreb, oare ziua de astăzi vreau să o trăiesc ca un om mort sau vreau să trăiesc ca un om viu? Tot la fel, la Evanghelia de astăzi să mă întreb în fiecare dimineață, ce fel de pământ este în sufletul meu? Pentru că oamenii cu care iau astăzi contact nu vin întâmplător în viața mea. Fiecare om îmi este profesor, fiecare om pe care voi întâlni astăzi vrea să-mi spună ceva, vrea să mă învețe ceva, vrea să-mi arate ce m-am de lucru. Și atunci pământul inimii mele este arat, este cu îngrășământ, este curat. Și ne putem curăți pământul sufletului nostru în patru feluri. În primul și în primul rând, pământul sufletului se curăță, spun părinții bisericii, prin gândul la moarte. Să nu uităm că vom muri într-o zi.
Un om care uită de moarte, un om care se crede Dumnezeu, care este plin de sine, care îi place să pună pe alții la punct, care este însetat de dorința de putere, de a-l stăpâni pe celălalt, de dorința de plăcere, într-un egoism patologic și de dorința de avere, este un om care nu se gândește că e trecător. Spuneam și ieri la un grup că nu luăm cu noi nimic dincolo decât bunătatea pe care am avut-o pe pământ. Cu asta ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Nu mergem la Dumnezeu nici cu diplomele, nici cu funcțiile, nici cu mașinile, nici cu relațiile. Mai găsesc pe la altar pomelnice avocatul Gheorghe, doctorița Mihaela, nu știu care, judecătorul Ion, arhitecta Ioana. De parcă înaintea lui Dumnezeu nu suntem suflete, ci suntem funcții. În biserică nu sunt funcții, sunt suflete. Ion, Vasile, Gheorghe, funcțiile sunt ale lumii. Și stăteam citind acatistul acela și mă întrebam, oare are prioritate? Dacă o scris, înseamnă că trebuie să fie cu prioritate, nu? Închid paranteza. Deci gândul la moarte, gândul că într-o zi totul se va sfârși, dacă nu stăm de vorbă cu acest gând mai des, pentru că asta este înțelepciunea filozofilor, înțelepciunea bisericii, memento mori, amintește-ți că vei muri. Și cum spune Părintele Arsenie Papacioc, pe care îl citesc de fiecare dată, moartea nu vine să te invite la o cafea, moartea vine și te ia, fără să anunțe. Pentru că n-am semnat contract că trăim 30 de ani sau trăim 100 de ani. Oricând ne poate veni rândul. Și atunci, dacă ne vine rândul, suntem pregătiți? Acesta este primul nivel de curățire a pământului sufletului. Gândul la moarte. Al doilea este spovedania. Să-mi curăți mintea de gânduri disfuncționale. Să-mi curăți sufletul de faptele pe care le-am făcut. Să-mi liniștesc conștiința de nedreptățile pe care le-am pricinuit, de falsitatea pe care am avut-o, de invidia pe care am împrăștiat-o, de căsniciile pe care le-am stricat, de oamenii pe care am călcat ca să fiu eu acolo. Trebuie să-mi curăț conștiința de lucrurile care mă apasă, dar în mod sincer și autentic. Este dureros când trag de oameni la spovedanie, de parcă eu trebuie să le fac lor un serviciu. Că îi întreb, și ce vă mai apasă pe suflet? Ce mai aveți de la ultima spovedanie? Cu ce ați mai supărat pe Dumnezeu? De ce vă mai mustră conștiința? Cu ce ați greșit celor din jur? Părinte, dar n-am omorât pe nimeni. Și îmi închide gura. Că eu vin la biserică, cum? Hai, fă-mi dezlegarea. Ăștia sunt spovedanii superficiale, rugăciuni superficiale, rezultate superficiale, viață superficială. Așa că nu dați vina pe Dumnezeu dacă nu v-a crescut calitatea vieții. Pentru că înseamnă că undeva e o fisură la mine, nu la Dumnezeu. Al treilea lucru care îmi vine în minte pentru a curăți pământul sufletului meu este rugăciunea. Un om care nu se roagă, îl simți. E agitat, e nervos, n-are răbdare, vrea ca totul să se întâmple ieri, e nerecunoscător,
e veșnic nemulțumit, orice i-ar da Dumnezeu, orice l-ar binecuvânta viața, uitând că rugăciunea pogoară peste tine har, te luminează, îți ridică vărul de pe minte să vezi lucrurile altfel, îți ridică vărul de pe inimă să simți pe cel de lângă tine, să simți durerea celuilalt. Cum îmi reproșa cineva, părinte, ce tot îi mai pomeniți pe cei din Coreea de Nord, din Afganistan, din Arabia Saudită, că îi omoară, ce treabă am eu cu ei? Unde suntem? Unde suntem? Când durerea celuilalt nu mă mai mișcă, suntem de plâns. Pentru că acele jertfe de sânge din țările prigonite, pentru că sunt creștini, pentru ei ne iartă pe noi Dumnezeu și ne mai dă vreme de pocăință. Că noi, mulți dintre noi, suntem corigenți la viața spirituală. Nu știu la altele. Și atunci este foarte important să înțelegem că mai sunt martiri în zilele noastre. Că sunt oameni decapitați pentru că au o cruce la gât. Pentru că este o mamă care vede cum fetița ei are mâinile tăiate în fața bisericii pentru că astăzi a fost la liturghie. Iar noi avem bisericile deschise și nu profităm de această super ofertă. Să fii omorât, cum se întâmplă în Coreea de Nord, că ai o Biblie în casă. Da, în secolul 21. Și noi zicem că noi suntem de evumeliu, cum zicea Părinte Nectare în cuvântul de învățătură, că ne închinăm la moaște. Dar dincolo nu vedem ce se întâmplă. Bun. Deci, al treilea sector pe care eu aș insista pentru a curăți pământul sufletului este rugăciunea. Și ultimul, dar nu cel din urmă, sunt faptele bune. Degeaba mă spovedesc, degeaba mă rog, degeaba, dacă nu sunt un om milostiv, dacă nu sunt un om al faptelor bune. Iar binele nu face zgomot, iubiții mei, să știți. Adevăratul bine, adevărata milostenie, nu face zgomot. Nu face zgomot. Nu trebuie să știe stânga ce face dreapta. Nu facem pomeni ca să vadă vecina. Și așa mai departe. Acestea au fost cele patru sectoare la care m-am gândit că ar fi bine să le aerisim, să le ventilăm, să le curățim pentru ca să avem pământul sufletului nostru fertil. Și un alt gând pe care vreau să vi-l așez la inimă și cu asta voi încheia ca să nu vă chinui prea mult. Lumea este tot mai bolnavă și tot mai suferindă de lipsa dragostei. Avem nevoie de dragoste astăzi mai mult ca oricând. Avem nevoie să fim uniți astăzi mai mult ca oricând. Avem nevoie să fim închegați, să ne purtăm unii pe alții în rugăciuni și să ne promovăm valorile și să nu ne mai ascundem pe după deget, pe după vișin, pe după cireș, că suntem români și că România e pierdută. Mă întorc, avem nevoie de dragoste. Degeaba mă rog, degeaba postesc, degeaba, dacă n-am dragoste. Ce zice Sfântul Apostol Pavel? Și acum rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Și cea mai mare, dragostea. Toate le crede, toate le raptă, toate le nădăjduiește. Dragostea nu cade niciodată.
De ce zic asta? Pentru că, iată, trăim niște vremuri în care oamenii tind să-și umple viața cu citate scripturistice, să-și umple viața cu citate ale Sfinților Părinți, să se arate că-s rugători, că-s drepți, că-s corecți, că-s cinstiți, dar n-au dragoste. Nimeni, spun de fiecare dată, nu se schimbă dacă este criticat, dacă îl faci să se simtă vinovat, dacă îl umilești în public, dacă. Întotdeauna cel de lângă noi se schimbă dacă este iertat și dacă este iubit necondiționat. Copiii dumneavoastră au nevoie de dragoste mai mult decât oferiți acum. Soțiile dumneavoastră au nevoie de dragoste mai mult decât oferiți acum. Soții dumneavoastră au nevoie de afecțiune mai mult decât oferiți acum. Dacă reușim să resuscităm familia, vom avea un viitor sănătos. Familii bazate pe dragoste, pe pace, pe echilibru, pe valori. Este foarte important, foarte important să privim spre noi. Avem tendința să semănăm în alții. Pe tine să te aduc la biserică, ție să-L propovăduiesc pe Hristos. Nu. Semănatul se face în două direcții. În exterior, prin pilda propriei mele vieți, nu-ți vorbesc prin vorbe. Eu fac fapte și ție îți plac faptele mele și vrei să faci și tu după mine. Așa se predică. Și prin interior, cu igiena minții, igiena emoțiilor, pentru că n-am timp. Eu n-am timp să-mi judec patriarhul. Eu n-am timp să-mi judec mitropolitul. Eu n-am timp să-mi judec starețul. Eu n-am timp să-mi judec primarul. Eu n-am timp să-mi judec obștea. N-am timp de prostii de astea, pentru că eu trebuie să am timp de pocăința mea. Mă cutremură rugăciunea Sfântului Efrem Sirul din postul mare, care eu aș propune-o mai des să fie rostită, nu doar în postul mare. Și zice așa Sfânt Efrem Sirul: Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grei în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi mie slujitare. Așa, Doamne, ajută-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Și continuă Sfântul Efrem Sirul cu cele patru stihuri cutremurătoare. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosul. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă. Ei, spre asta trebuie să coborâm noi. Să semănăm în noi pocăință și vom avea o lume mai bună. Ăsta a fost cel de-al doilea gând pe care am vrut să vi-l așez la inimă și ultimul, și cu asta închei, că nu vreau să transform predica într-o conferință. Profesorul meu de la București, Leon Zăgrean, ne-a dat o temă de curând: să împrăștiem bobițe de bucurie, bobi de bucurie. Adică în fiecare dimineață contează foarte mult. Neuroștiințele au confirmat prin studii cum îți începi ziua. Pentru neuroplasticitatea creierului, pentru neurogeneza creierului, dacă dimineața încep pe o anumită stare sau caut bobițe de bucurie. Și ce însemnează bobițe de bucurie? Să mă bucure o floare. Ieri dimineața, de exemplu, m-a bucurat ciripitul păsărelelor. Astăzi dimineața m-a bucurat fumul de tămâie de la mine din chilie. Mâine, cu siguranță, dimineață mă vor bucura
tinerii de la Păstrăveni. Și tot așa, în fiecare zi să caut bobițe de bucurie, ca să-mi ajut creierul, să-mi ajut sufletul, să-mi cresc calitatea vieții și să mă bucur de cei din jurul meu. Pentru că altfel, dacă eu nu fac nimic, n-am voie să mă plâng. Acesta este cel de-al treilea gând pe care am vrut să vi-l așez la inimă, și anume să căutați în viața dumneavoastră, în fiecare zi, bobițe de bucurie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim frumos, să iertăm la timp și să iubim cu adevărat. Așa să fie, amin.